Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! Acest tutorial este o scurtă prezentare a cursului de manichiură online din nivelul de construcție, unde îmi învăț cursantele de decupajul și montajul corect al șabloanelor. Eu sunt dascaluionelaana și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Bine te-am găsit, draga mea cursantă! În acest curs o să îți explic foarte, foarte multe detalii despre decupajul și montajul șablonului, dar și teoria șablonului. Și începem cu teorie. Am aici desenat un întreg șablon. Șablonul meu este de la EMI pentru că este unul dintre cele mai potrivite șabloane, iar ca număr 2 al potrivirii de șabloane este cel de la Yas Beauty. O să vă explic puțin mai încolo și de ce, după ce criterii ne luăm ca să ne dăm seama care este cel mai potrivit. Bun? Și începem a explica ce părți, ce componente are un șablon. Da? 1. Avem aici aripioare superioare. Da? Aceste două sunt aripioare superioare. Să vedem dacă îmi încape totul în ecran. Șablonul va devia. Ia uitați, una este mai sus și una este mai jos. Atunci șablonul meu va devia într-o parte. Exemplul îl facem și invers, cu nicio linie, da? Cu aceasta gri. Mi se nimerește în mijloc, pentru că am spus că are 1 și 3 sferturi. Atunci eu mă voi duce exact după aceste linii, paralel. Ce ovalul, exact pe aici, da? Exact pe unde, între primele două unități, exact pe unde este scris 3, voi face pe aici marginea liberă a extensiei, da? Iar apoi, atenție, din colțul lui 3, voi rotunji exact în acest colț. Draga mea, până aici, cât și de aici încolo, îți prezint frânturi din cursul de manicură online din nivelul de construcție de pe Patreon. Nivel al căror locuri disponibile sunt limitate. Pentru mai multe detalii despre acest nivel, construcție, cât și despre nivelurile superioare acestuia sau inferioare lui, te invit în privat pe Facebook-ul sau Instagram-ul meu, al cărui link îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. E mult mai lungă decât de aici, da? Și atunci noi va trebui să decupăm în decolteu exact în poziția aceasta. Ca mie șablonul, să presupun că eu acum îl împing sub unghiuță, mie șablonul să-mi intre perfect sub această unghiuță, da? Aici ar fi punctele de creștere, da? S-ar uni exact aici și unghiuța mea ar intra perfect. Deci așa trebuie să decupăm în decolteu la șablon. Și cum? Da? Privește. El pare ridicat sus, dar vei înțelege imediat ce rol are să fie ridicat sus. Dacă eu aș face acum o unghiuță de mărimea al apexului natural și vom avea așa o pantă ascendentă, lină. Aici totul conține forming gel, un gel strong, un gel puternic, un gel rezistent care să ne dea rezistență. Aceste unghiuțe nu trebuie să depășească limita de 4 săptămâni. Dacă aceste unghiuțe depășesc limita de 4 săptămâni, toată cantitatea asta de gel va ajunge undeva aici. Draga mea, ideea acestei scurte prezentări a cursului de manicură online din nivelul de construcție este să prinzi și tu câteva informații. Iar dacă acest lucru s-a întâmplat, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube și să apeși clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, ai grijă de tine! Pupici!